Tot mai mulți părinți din Câmpulung sunt trimiși cu copiii la instituții sanitare superioare din cauza lipsei de medici din municipiu. În domeniul neurologiei pediatrice erau îndrumați la Pitești sau București. Începând de sâmbătă, în cadrul centrului medical Clubul Sănătății, funcționează un cabinet care are ca obiect neurologia pediatrică, iar consultațiile sunt acordate de medicul primar Adina Laura Nicolae, un cadru medical cu o vastă experiență în domeniu. Vorbim despre categoria mică de vârstă, sugarii care au avut suferință la naștere sau în timpul sarcinii au nevoie de evaluare neurologică pentru urmărirea dezvoltării psihomotorii și de limbaj mai apoi, după 6 luni. Avem nevoie să vedem copiii care sunt de vârstă mai mare pentru durerile de cap, cefalee în termen medical, pentru tulburările de mers, tulburări de echilibru, se pot prezenta pentru convulsii febrile, dar și în afebrilitate, și aici încadrăm în categoria epilepsiilor. Vin pentru dificultăți școlare și fiindcă tot am pomenit de școală, se pot adresa și elevii care vor să se înscrie la Colegiul Național Militar pentru eliberarea unui aviz de examen neurologic normal. Înscrierile pentru consultații se fac zilnic la recepția Centrului Medical Clubul Sănătății din strada Bulevardul I.C. Brătianu, numărul 54B.